La 16 decembrie s-a stins din viață membrul Academiei de Științe a Moldovei Ion Hăbășescu, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, savant cu renume în domeniul mecanizării agriculturii, laureat al Premiului Național în domeniul științei și tehnicei, deținător al titlului onorific Om Emerit. Ion Hăbășescu s-a născut la 1 iunie 1938 în satul Sofia. A absolvit Facultatea de Mecanizare a Agriculturii a Institutului Agricol din Chișinău și doctorantura de pe lângă Institutul de cercetări științifice în domeniul pomiculturii, viticulturii și vinificației. După susținerea tezei de doctorat, a activat în calitate de șef al Direcției de Învățământ a Ministerului Agriculturii, șef de laborator la Stațiunea Moldovenească pentru Încercarea Mașinilor, cercetător științific superior la Institutul de Cercetări Științifice în domeniul viticulturii și vinificației, director al Institutului de Cercetări pentru Mecanizarea și Electrificarea Agriculturii, director al Institutului de Tehnică Agricolo Mecagro. Din 2005 a fost consultant științific principal al acestui institut. A susținut teza de doctor în științe tehnice în 1973 și teza de doctor habilitat în 1989. Titlul de membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei s-a conferit în anul 1995. Ion Hăbășescu a efectuat cercetări științifice în domeniul mecanizării proceselor de producție în agricultură. Cu contribuția profesorului au fost elaborate zeci de mașini pentru protecția plantelor, un complex de utilaje pentru sectorul zootehnic, complexe de mașini și utilaje pentru cultivarea, recoltarea și prelucrarea producției agricole. Este autor a peste 200 de lucrări științifice publicate în țară și peste hotare. Profesorul Hăbășescu este deținător a 98 de brevete de invenție, a peste 100 de medalii de aur, argint, bronz și premii speciale obținute la expoziții, târguri, saloane din țară și de peste hotare. Sub îndrumarea lui au fost susținute o teză de doctor habilitat și 4 teze de doctor în științe tehnice. Ion Hăbășescu este laureat al Premiului Național în domeniul științei și tehnicei, laureat al Medaliei de Aur, inventator remarcabil a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, a fost decorat cu Medalia Meritul Civic și Ordinul Gloria Muncii. Sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Ion Hăbășescu va fi depus marți, 19 decembrie, ora 10, la Academia de Științe a Moldovei, blocul central de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Mitingul de doliu va avea loc cu începerea de la ora 10. Cei care nu vor reuși să-și ia rămas bun cu savantul o pot face începând cu ora 12 la capela cimitirului central din strada armenească a capitalei.